mulți medici pe care îi urmăresc vorbesc despre legătura dintre productivitate și efortul fizic. Pe scurt, dacă vrei să fii sănătos aici, apucă-te de sport. Vorbesc despre un efort fizic făcut constant, măcar de 5 ori pe săptămână, pe lângă faptul că îți dă un boost de energie instant, cam la 10-15 minute după ce începi. Pornește circulația, activează sistemul limfatic, activează inclusiv creierul, deși tu poate nu ești conștient de asta în primele momente. Un studiu făcut pe un eșantion de 100 de oameni arată că peste 70% din ei au avut îmbunătățiri pentru că au practicat sport de 5 ori pe săptămână. Ca de exemplu, au fost mult mai capabili să ia decizii corecte, foarte complexe, mult mai mult decât ar fi putut persoanele sedentare să o facă. Dacă vrei sport, dar nu ai buget, poți să-l faci pe gratis, cum aleg eu să-l fac, în împrejurimi, în păduri. Important e să ai multă natură. Noi de obicei mergem în afara Clujului, pe ceva dealuri izolate, unde să nu ne deranjeze nimeni, unde aerul este puternic și tare, unde ne oxigenăm din plin plămânii, fiecare celulă și creierul. Dacă ești din cei norocoși și stai la casă, poți chiar în grădina ta să faci orice. Sunt tutoriale pe YouTube gratuite. Noi o urmărim de multe ori pe Pamela Raif. Ne place mult de ea, dar atenție că ea face foarte intens. Să nu te miri dacă o să ai febră musculară din prima clipă.